Munca medicilor va fi apreciată în baza indicatorilor de performanță. În funcție de rezultatele obținute, va fi stabilită și mărimea suplimentului la salariu. Lista indicatorilor de performanță a activității Instituției Medico-Sanitare Publice, Spitalul Raional Basarabeasca, a fost aprobată în cadrul ședinței Consiliului Raional din 23 martie curent. Se propune spre aprobare Ministerului Sănătății lista indicatorilor de performanță a activității Instituției Medico-Sanitare Publice în redacție nouă. Eu deja am participat. În acest an s-a apreciat activitatea conform noilor indicatori de performanță. Salariile de bază ale personalului de conducere din instituțiile medicale vor fi majorate sau diminuate în funcție de realizarea indicatorilor specifici de performanță. Am vorbit la prima chestiune când am aprobat indicatorii de performanță. În baza lor, în acest an s-a convocat ședința Comisiei Ministerului Sănătății, care a apreciat performanțele instituțiilor medico-sanitare. Conform acestor performanțe, directorii acestor instituții vor avea suplimente la salariu. Sunt și eu membru al acestei comisii și am participat la ședință. Comisia a apreciat foarte obiectiv toți indicatorii care se regăsesc în această listă. Acolo unde nu corespundea, se nota cu zero. Fără probleme, nu se acorda nicio jumătate de punct dacă nu s-au obținut rezultate. În legătură cu imposibilitatea exploatării în continuare a unor mijloace fixe ale Centrului de Sănătate Basarabeasca și ale Spitalului Raional Basarabeasca, consilierii au votat unanim și proiectele de decizii cu privire la casarea mijloacelor fixe aflate la balanța acestor instituții. La noi de mult timp nu s-a făcut casarea mijloacelor fixe. Este lista cu aparatura. Este nefuncțională 100% și pentru că e o problemă stringentă, Ministerul Sănătății solicită casarea acestora ca să nu figureze la evidență, drept una bună, și să achiziționăm aparatură nouă, după posibilitate.